faceți, mă îndrăgeți. Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Ionuț Arhire, iată că ne revedem să discutăm din nou foarte multe lucruri despre legislația rutieră. Din traficul din Timișoara, cu interes pentru conducători auto, pentru cursanții școlilor de șoferi, pentru oricine este interesat de acest frumos fenomen. Până să intrăm în chestionarul pe care o să-l rezolvăm, vreau să vă povestesc niște mici întâmplări de petrecute săptămâna aceasta, sau mai bine zis, nu petrecute de către mine, observate de către mine. În timpul orelor de pregătire am observat destule persoane trecând prin locuri nepermise. Se grăbeau, strada era îngustă, în mintea lor considerau că nu li se poate întâmpla nimic, întrucât distanța de parcurs era foarte mică. De asemenea, am mai fost martorul, din fericire nu am fost implicat direct, doar martorul vizual a două evenimente care s-au petrecut exact lângă mașina noastră și cu această ocazie o să am niște sfaturi, rugăminți, cum le doriți dumneavoastră a le înțelege, atât dumneavoastră cei care participați în trafic, cât și cei implicați în fenomenul administrării drumurilor publice, poate găsim niște soluții viabile pentru a facilita sau pentru a crește siguranța deplasării pe drumurile publice. Tot căutam un clip educativ, să spun așa, care să aibă un impact. Totuși, ce am găsit era relativ violent, dar acesta mi se pare destul de relevant. Sunt diferite campanii organizate de către poliția rutieră în care se încurajează să circulăm regulamentar, indiferent de calitatea pe care o avem, fie de pieton, fie de conducător auto, fie de biciclist, tot felul de persoane implicate în traficul rutier. Campanii care încurajează menținerea vieții, menținerea integrității fizice, campanii care, spun eu, au un impact destul de important și poate ne fac să conștientizăm ceva și cât de important este să circulăm regulamentar, să fim prevăzători. O să dau să ruleze puțin clipul. Observăm aici că aceste persoane trec prin loc nepermis. Trec pe aici că sunt bătrân, că sunt tânăr, că sunt copil, că sunt neatent. Trec pe aici pentru că pe aici se poate. Da. Nu mai pot să aștept. Observăm niște mesaje destul de dure. Scuzele nu-ți dau prioritate. Foarte frumos povestit de către cei de la poliția rutieră care organizează aceste campanii. Important este să înțelegem mesajul lor, să nu trecem prin locuri nepermise, să fim foarte atenți și atunci când trecem prin locuri permise, pe la trecele pentru pietoni nesemaforizate, nu uitați că și pietonii au această obligație de a se asigura că o pot face în condiții de siguranță trecerea, chiar dacă locul este permis. Ce vroiam să mai aduc în discuție legat de anumite probleme privind, din punctul meu de vedere, creșterea siguranței pe drumurile publice și mai ales în Timișoara. Chiar acum 3 zile, dacă mi-amintesc cu exactitate, la intersecția dintre Calea Sever Bocu și Sfinții Apostol Petru și Pavel, acea intersecție semaforizată, în momentul în care ne deplasăm dinspre Dumbrăvița înspre oraș sau dinspre complexul comercial înspre Dumbrăvița și virăm la stânga, au culoarea verde și cei care merg drept. Automat au prioritate și accidentul a fost destul de grav, au fost implicate 3 mașini și de regulă aceste tipuri de intersecții în care virăm la stânga pe culoarea verde, având verde și cei care vin din sensul opus de mers, sunt foarte periculoase. De aceea, aveți grijă, fac un apel să spun așa, în momentul în care știți că mergeți drept și aveți prioritate. Dacă observați că sunt mașini care așteaptă să vireze la stânga, aveți puțină conduită preventivă, imaginați-vă că sunteți observați destul de târziu, din diferite motive, și dumneavoastră puteți preveni un eveniment rutier cei care aveți prioritate. De asemenea, nu mai vorbim de cei care virați la stânga, clar, trebuie să fiți foarte atenți, nu încercați să vă grăbiți, să considerați că aveți timp suficient pentru a vira la stânga
și că nu veți fi loviți de cei care circulă regulamentar. Aveți puțină răbdare, o secundă, două, trei în plus, un minut, nu vă schimbă situația. Mai bine să ajungem puțin mai târziu în locul acela, dar măcar să ajungem. Chiar era un clip haios, mi-aduc aminte, rula pe YouTube și vorbea o persoană la telefon și povestea unui amic faptul că urmează să se întâlnească în 10 minute într-un parc. Și în timp ce vorbeau, povestea, na, hai că ne vedem în 10 minute acolo, și în acel moment a făcut accident. Și conversația nu se încheiase, dar nu ne mai vedem că am făcut accident. Da? Deci nu era atât de important să se vadă în acele 10 minute, întrucât în urma evenimentului rutier, clar, s-au tergiversat lucrurile și sigur a ajuns mai târziu. De aceea, încercați și dumneavoastră să fiți foarte atenți și cei care aveți prioritate, fiți atenți, întrucât sunt suficient de mulți participanți la trafic care din diferite motive pot greși. Nu fiți de rea credință, încercați să vă înțelegeți între voi. Noi, participanții la trafic, ne ghidăm și după reguli, dar ne ghidăm și după cutume, codul bunelor mariere, să spunem, politeța rutieră, care ne ajută să conviețuim în armonie cu toții. O să încep ușor să facem un chestionar. Am intrat din nou pe site-ul Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, site-ul oficial unde, repet, putem să simulăm un examen teoretic. O să dau și la mine puțin. Start. Da, doamnă, chiar dacă aveți verde și virați la stânga, în condițiile în care cei care vin din sens opus au verde, ei au prioritate. Întreabă o doamnă care s-a apucat cu stoicism să studieze legislația rutieră. Așa este. Din punctul meu de vedere, repet, cu nefericire o spun că nu ar trebui să mai existe, sau cu fericire mi-aș dori să nu mai existe aceste tipuri de intersecții. Din păcate există aceste tipuri de intersecții. Probabil cine le-a gândit, nu știu cum au ajuns la concluzia asta, că au un rol important, fluidizează ceva, nu știu ce fluidizează, eu zic că nu fluidizează nimic și din contră, pun în pericol crearea de evenimente rutiere, pun în pericol traficul rutier. Din punctul meu de vedere, odată ce avem verde, ar trebui să trecem liniștiți, bineînțeles, să avem acea asigurare care reglementează conduita preventivă, însă atunci când virez la stânga și are verde și cel care vine din sens opus, foarte rare sunt intersecții în care trec mai mult de 2-3 mașini. A patra, a cincea deja forțează un galben, dacă nu chiar un roșu. De aceea, haideți să ne gândim puțin dacă urmărește cineva care are putere de a decide în chestiunea asta sau dacă nu, la un moment dat o să facem noi adresele necesare pentru a se lua anumite măsuri în vederea modificării acestor tipuri de intersecții, mai ales unde acolo se întâmplă des evenimente rutiere. Aici, pe calea Sever-Bocul, la intersecție cu Sfinții Apostol Petru și Pavel, a fost foarte grav accidentul, o mașină am văzut era rostogolită pe trotuar, semaforul era îndoit, aproape căzut, n-au funcționat câteva minute bune semafoarele, vă dați seama ce haos a fost în acea intersecție. În condițiile în care cel care ar fi virat la stânga și a avut verde doar el, n-ar mai fi fost nevoit să acorde prioritate cel care vine din sens opus, sigur nu s-ar întâmpla acest tip de evenimente rutiere. Am selectat limba română, categoria de examinare B, sărim peste întrebările ajutătoare, ca să nu mai pierdem timp. O să mă arăt și eu puțin să văd dacă mă întrebați ceva. Bună seara! Vrea să gândească puțin mai greu calculatorul. O să dăm și un full screen. În intersecție veți acorda prioritate. Observăm acest indicator de avertizare sub forma unui X. Da? Nu ne avertizează nimeni că urmează să jucăm X și 0 mai în față, ci ne avertizează faptul că ne apropiem de o intersecție nedirijată. În intersecția nedirijată, din această speță, selectăm litera A, acordăm prioritate de dreapta dacă nu există alte reglementări în intersecție. Bineînțeles că pentru a soluționa corect unele întrebări, trebuie să și cunoaștem semnificația multor indicatoare, cele de bază, cât și unele care le întâlnim mai rar. Bineînțeles că nimeni nu știe
pe din cap toate indicatoarele absolut denumirea lor, dar cele pe care le întâlnim uzual trebuie să le cunoaștem cu toții. Avem obligația imediat de a opri vehiculul la semnalele adresate de membrii patrulelor școlare de circulație de la trecerile pentru pietoni din apropierea unităților de învățământ, personal autorizat din cadrul Ministerului Transportului, lucrătorii ce desfășoară activitatea în cadrul administrației drumurilor. Cei care încă mai cred în această întrebare sunt mega optimiști sau nu mai știu că există această întrebare necorelată cu realitatea din România. Probabil în filmele americane mai vedem așa ceva. Legislația prevede, dar din nefericire pentru noi, membrii patrulor școlare, cel puțin eu n-am mai văzut în România de mult așa ceva. Dar dacă ar exista, ipotetic vorbind, deja este o ipoteză aici, nu mai este o realitate, ar trebui să facem exact așa, să o oprim imediat. Se presupune că acei membri școlari sunt puși acolo pentru a opri circulația, astfel încât copiii care coboară din autobuzele școlare sau se deplasează spre școli să poată trece liniștiți. Am mai văzut totuși în unele zone, polițiștii de dimineață mai au grijă să dirigeze circulația în apropierea școlilor aglomerate. Dacă semaforul în funcțiune se află instalat de cealaltă parte a intersecției, conducătorul de vehicul nu este obligat să respecte semnificația semnalelor luminoase, nu este bine. Este obligat să respecte semnificația semnalelor luminoase doar dacă semaforul este însoțit de un semn adițional care indică direcțiile, nu. Este obligat să respecte semnificația semnalelor luminoase dacă un alt semafor instalat la intrarea în intersecție are în funcțiune un semnal similar. Nu avem în practică în Timișoara un astfel de semafor de partea cealaltă intersecție, dar teoria ne obligă să cunoaștem această regulă de circulație în cazul în care vom întâlni. Prioritatea de dreapta. Corect, așa spune Robert. Ai avut dreptate. Ovidiu, OVA. Foarte bine că sunteți activi. Ne bucură acest lucru. În care dintre situații conducătorul de vehicule este obligat pe timp de noapte să schimbe lumina de drum cu cea de întâlnire? Atenție la astfel de întrebări, că se mai regăsește o întrebare unde spune acolo să schimbăm repetat din lumina de drum în lumina de întâlnire. Să nu faceți confuzie cu acea întrebare. Să schimbe lumina de drum cu cea de întâlnire. În cazul în care din sens opus se apropie un alt autovehicul de la o distanță de cel puțin 50 de metri. Nu uitați că pe lângă această obligație mai aveți obligația de a reduce viteza de deplasare. Chiar există o întrebare unde se regăsește și acea obligație de a reduce viteza de deplasare și atenție să o bifați. Dacă tot suntem la o obligație în ceea ce privește schimbarea luminii de drum cu cea de întâlnire, vă reamintesc că și atunci când circulați în aceeași direcție cu altcineva care este în fața dumneavoastră, aveți obligația de a schimba de la cel puțin 100 de metri din luminile de drum în luminile de întâlnire. Elvis, te iubim! Păi normal că mă iubești, că sunt verișorul tău. În care dintre situații depășirea este interzisă? În intersecțiile cu circulația nedirijată și la trecerile pentru pietoni semnalizate, în intersecții și la o distanță de 50 de metri, nu, în zona de acțiune indicatorului de limitare de viteză. Să știți că unii cursanți mai au dificultate în a înțelege această variantă, să zicem, de la litera C și sunt tentați să o pună ca și corectă, că este interzisă depășirea. Nu. Imaginați-vă că avem o limitare de viteză, maxim 30 de km la oră, și un alt vehicul se deplasează cu o viteză de 20 de km la oră. Dacă noi prin depășire nu depășim viteza înscrisă pe indicator, putem să depășim în zona de acțiune a indicatorului limitare de viteză. Mai o scurtă paranteză în ceea ce privește răspunsul corect. Observăm că în intersecțiile cu circulația nedirijată, da? Deci în cele cu circulația dirijată, depășirea este permisă. Iar în ceea ce privește trecerile pentru pietoni, este interzisă depășirea doar pe treceri. Să nu uitați că manevrele voluntare, oprirea, staționarea, întoarcerea și mersul înapoi, sunt interzise atât pe trecerile pentru pietoni, cât și la mai puțin de 25 de metri înainte și după acestea. Și nu uitați că nerespectarea unei reguli la depășire atrage, dacă avem calitatea de cursant,
aplicarea unui număr de 21 de puncte de penalizare, implicit respingerea dumneavoastră sau obținerea calificativului respins, iar dacă sunteți conducători auto deja, înseamnă suspendarea dreptului de a conduce. Bineînțeles, plus sancțiunea principală, avertisment sau amendă. Cu ce viteză veți efectua virajul spre stânga într-o intersecție nedirijată? Cu o viteză mai mare decât cea legală, cu o viteză de cel mult 80, cu o viteză care să nu depășească 30 de km la oră în localități sau 50 de km la oră în afara localităților. Legat de viteza de deplasare, în acel capitol regăsim 10 situații în care nu trebuie să depășim mai mult de 30 de km la oră în localități sau 50 de km la oră în afara localităților. Aceasta este una dintre ele, atunci când efectuăm un viraj spre stânga într-o intersecție nedirijată sau chiar când ne deplasăm în intersecție nedirijată. În care situații sunteți obligați să reduceți viteza? Foarte frumoase variantele de răspuns. Chiar mă bucur că avem această întrebare. De ce mă bucur? Pentru că 99% dintre cursanți, în momentul în care primesc această întrebare, răspund greșit. Spun toate trei variantele de răspuns. Nu. Și le luăm pe rând. La trecerea la nivel cu calea ferată curentă cu bariere, trebuie să reducem viteza și să ne asigurăm că nu există niciun pericol. Acesta ar fi răspunsul corect. La trecerea la nivel cu calea ferată curentă fără bariere, nu este suficient să reducem viteza, aici trebuie să ne oprim. Nu uităm, trebuie să ne oprim în locul cu vizibilitate maximă fără a depăși indicatorul. Să nu uităm diferența între indicatorul oprire de la calea ferată fără bariere, care implică oprirea în locul cu vizibilitate maximă fără a depăși indicatorul, și indicatorul oprire de la intersecții, care implică oprirea în locul cu vizibilitate maximă fără a depăși colțul intersecției. Iar la calea ferată industrială sporim atenția. Deci, răspunsul corect este A. Întoarcerea. Una dintre manevrele voluntare, oprirea staționară, întoarcerea, mersul înapoi. Unde este interzisă? Să nu uităm regula de bază. Întoarcerea este interzisă în toate situațiile în care oprirea este interzisă, cu excepția intersecțiilor. Da? Deci dacă știm acele situații în care oprirea este interzisă, știm deja aproape toate situațiile în care întoarcerea este interzisă. Dar regula de bază, în momentul în care auzim despre momentul în care este interzisă întoarcerea, știm clar, întoarcerea este interzisă în toate situațiile în care oprirea este interzisă, cu excepția intersecțiilor. La mai puțin de 50 de metri de trecerea la nivel cu o cale ferată curentă. Bun, continuăm. Observăm că timpul este arhimega suficient, astfel încât să răspundem corect, să dăm și explicațiile necesare. Deci cei care veți fi în situația în care veți susține un examen teoretic, să nu vă panicați că nu va ajunge timpul. Va ajunge cu vârf și îndesată. În care dintre următoarele situații sunteți obligat să circulați cu o viteză care să nu depășească 30 de km la oră în localități? În curbele deosebit de periculoase semnalizate ca atare, în curbele în care vizibilitatea este sub 50 de metri, în zonele în care este interzisă depășirea, nu este cazul să avem aceste restricții legate de viteza de deplasare. A și B răspuns corect. Se pedepsesc penal următoarele acțiuni. Când auzim cuvântul penal, ne gândim la latura infracțională a problemei și atunci trebuie să ne gândim că săvârșim o infracțiune, adică ceva grav la regimul circulației rutiere. Instalarea de mijloace de semnalizare rutieră sau modificarea poziției acestora fără autorizația legală, bineînțeles, nu ne punem noi indicatoare unde vrem. Organizarea sau participarea în calitate de conducător auto sau de animale la întreceri neautorizate pe drumurile publice. Blocarea cu intenția drumului public dacă se pune în pericol siguranța circulației. Toate cele trei situații sunt infracțiuni, în cazul în care suntem găsiți vinovați, se pedepsesc penal aceste infracțiuni. Pentru care dintre faptele de mai jos se aplică măsura reținerii permisului de conducere? Atenție, da, măsura reținerii.
pentru neoprirea la semnalul regulamentar al polițistului. Nerespectarea semnalului regulamentar al polițistului implică reținerea permisului în vederea suspendării dreptului de a conduce. Nerespectarea dispozițiilor legale referitoare la depășire. Nu uitați, în ceea ce privește acest răspuns, nerespectarea dispozițiilor legale referitoare la depășire implică atât dispozițiile legale pe care trebuie să le respectăm când depășim, cât și dispozițiile legale pe care trebuie să le respectăm când suntem depășiți. Să nu credeți că atunci când suntem depășiți și mărim viteza de deplasare și cineva ne surprinde și este în măsură să ne sancționeze, nu vom fi sancționați. Din nou, aceeași probabil vede și calculatorul că suntem foarte buni și ne mai scoate din când în când, să nu ne facem iluzii că vom promova. Cercați să scrieți live dacă tot îmi scrieți, ca să vă pot și răspunde. Ne mint, nou internet. A căzut netul, dar nu-i problemă, că dacă a căzut internetul, avem un programel de unde putem să simulăm un examen. Nu ne facem nicio grijă. Cu ocazia asta vă mai povestesc una alta și între timp să mă anunțați și pe mine când își revine internetul. Să nu uitați că este foarte important atunci când conduceți pe drumurile publice să aveți atitudinea potrivită. Să nu vă gândiți, mai ales cursanților explic acest lucru, să nu vă gândiți că este greu ceea ce faceți. Să nu vă gândiți că este de neînvățat o intersecție complicată, o manevră complicată. Doar să fiți pozitivi, să vă gândiți că noi oamenii am creat mașina, noi am creat-o pentru a o conduce pe ea, nu ea ne conduce pe noi. De aceea, încercați să fiți liniștiți când veniți la orele de conducere, astfel încât să nu avem probleme. Bun. Simulăm un examen pe acest programel. Regia, numai puțin să vedeți dacă este ok, dacă trebuie să mai mărim. Observăm ce le este interzis conducătorilor de autovehicule. Să circule cu vehiculele avariate mai mult de 30 de zile. Să aplice, să aibă folii aplicate sau tratamente chimice pe parbriz, lunetă, geamul lateral care reduc vizibilitatea. Bineînțeles. Să transporte în și pe autoturism obiecte a căror lungime sau lățime depășește împreună cu încărcătura dimensiunile acestuia. Toate cele trei situații implică interzicerea conducătorilor de autovehicule să se deplaseze pe drumurile publice. Vreau doar să fac o scurtă mențiune referitor la răspunsul de la litera A. Să circulăm cu vehiculele avariate mai mult de 30 de zile. Se întâmplă deseori, dacă mașina este avariată grav, datorită motivelor mai mult sau mai puțin subiective sau obiective, să nu se repare mașina în aceste 30 de zile. Ori, dacă am avut dovadă eliberată de poliție, mergem în ziua 29 și mai cerem o dovadă și tot așa. Aveți grijă să nu circulați mai mult de 30 de zile. Bun, cred că dacă se poate să mai umblați puțin la imagine, că primesc niște mesaje că se vede puțin în ceață la TV, dacă se poate mări sau ceva, încercați să mă lăsați pe mine să nu mă văd. Dacă avem la cunoștință de producerea unui accident, în urma căruia a rezultat moartea sau vătămarea integrității corporale, sunteți obligați. Bineînțeles, să nu părăsim locul accidentului. Ok, văd că a venit și internetul. O să minimalizăm ce este aici și ne apucăm de treabă pe DRPP. Pentru că acolo se vede mai bine și reușim să facem ceea ce ne-am propus. Da, văd că se vede minuscul. Ce să facem? Se mai întâmplă și erori de genul, dar sunt prea puțin relevante, având în vedere că timpul alocat ne este arhimega suficient să discutăm și să înțelegem cu toții.
Ideea în sine acestui chestionar este și de a rămâne cu ceva în plus în ceea ce privește asimilarea de cunoștințe teoretice, dar și a înțelege unele întrebări care au diferite chichițe, să le numim așa, cât și de a ne obișnui cu modalitatea de adresare a întrebărilor. Și să nu uitați, când veți susține examenul teoretic și ceilalți conducători auto, când vi se suspendă dreptul de a conduce, nu uitați că și dumneavoastră trebuie să susțineți un examen, nu îl veți susține ca și cursanții. Ar fi într-un fel interesant dacă l-ați susține la fel. Se susține acel test, 13-15 se numește în varianta populară. De ce se numește așa? Pentru că din 15 întrebări care vi se adresează, trebuie să faceți minim 13 corecte pentru a primi permisul mai repede decât termenul pentru care v-a fost suspendat. Bun, haideți să continuăm. Am început un nou chestionar. Trebuie respectată semnificația unui indicator instalat pe partea stângă a drumului, orientat către conducătorii de vehicule de care se apropie. Da, bineînțeles, de către toți cei care îl întâlnesc. Îmi spune aici un coleg, ar fi bine să funcționeze semafoarele separat, pe stânga și apoi cei care merg drept. În Badea Cățan, Gheorghe Lazar, circumvalațiunii. La model funcționează separat și este ok. De aceeași părere sunt și eu, tocmai de aceea am venit cu exemplificarea acelui eveniment rutier care s-a întâmplat zilele trecute. S-ar putea evita dacă am face această sincronizare a semafoarelor. Dacă virăm la stânga, observăm că intersecția este dirijată prin semnale luminoase. Întrucât acestea funcționează, respectăm semnificația semnalelor luminoase. Semaforul este de culoare roșie, am selectat corect banda, însă oprim pentru că semaforul este de culoare roșie. Nu uităm, semnificația indicatorilor de prioritate o respectăm atunci când semafoarele nu funcționează. O intersecție dirijată. În ce ordine vor trece autovehiculele prin intersecția prezentată? Observăm că avem de-a face cu două tramvaie și un autoturism. Intersecția este dirijată, observăm indicatoarele de drum cu prioritate și cedează trecerea, cât și panourile adiționale care ne arată drumurile sau drumul cu prioritate. Tramvaiul numărul 1, drum cu prioritate, tramvaiul 2 cedează trecerea, autoturismul cedează trecerea. Tramvaiul 1 trece primul. Tramvaiul 2 și autoturismul, ambii au același mijloc de dirijare, adică cedează trecerea. Sunt egali. În situațiile de egalitate, în această situație, regula priorității de dreapta, adică cine vine din dreapta are prioritate, tramvaiul 1, tramvaiul 2, autoturismul. Cum se semnalizează noaptea? Intenția de a depăși alt vehicul într-o localitate pe un drum neiluminat. Fie noapte, fie zi, semnalizăm cu luminile indicatoare de direcție. Cu cel puțin 50 de metri în localități sau 100 de metri în afara localităților. Depinde ce mașină ai, nu? Sau cât de grăbit ești. Sunteți obligați să semnalizați orice schimbare a direcției de mers. Da, suntem obligați, am spus chiar mai devreme. Nu uitați că nesemnalizarea sau semnalizarea greșită a schimbării direcției de mers în examenul practic se penalizează cu 6 puncte de penalizare. Este permisă deținerea, montarea sau folosirea la autovehicule a sistemelor care perturbă buna funcționare a dispozitivelor de supraveghere a traficului. Nu este permisă. Atenția, nu se confunda această situație care ne prezintă autovehicule a sistemelor care perturbă, da? Cu situația în care avem dispozitive care ne avertizează sau ne atenționează că în față avem mijloace de supraveghere a radarului, a traficului. Este o diferență, da? Acestea perturbă. Nu este permis să avem dispozitive care perturbă buna funcționare. O să fac o reclamație la cei în măsură să mă rezolve de acest lucru, să nu mai bice netul. Dar
Probabil asta este motivul principal, pentru că este seară și numărul candidaților nu este deloc mic. Aceștia sunt la calculator, topesc firele. Cum vom proceda în intersecția care urmează? Ce observăm? Indicatorul de cedează trecerea, singurul triunghi cu vârful în jos din toată legislația internațională, și un panou adițional care ne indică distanța unde vom întâlni de la primul indicator, unde vom întâlni alt indicator. Peste 50 de metri o să întâlnim din nou în cedează trecerea, deci în acea intersecție acordăm prioritate celor în drept. La întâlnirea indicatorului animale avem obligația să circulăm cu atenție și dacă se impune să reducem viteza. La întâlnirea indicatorului animale, da, trebuie să procedăm ca aici. Nu uitați să nu confundăm situația în care întâlnim indicatorul animale și sunt și animale care se deplasează pe partea carosabilă. Trebuie să avem o viteză care să nu depășească maxim 30 de km la oră. Bicicliști. Întâlnim indicatorul bicicliști. Bineînțeles că trebuie să circulăm cu atenție și dacă este cazul, acordăm prioritate de trecere bicicliștilor care circulă pe pista special destinată. Săracii bicicliști, ce piste special destinate au în unele zone, cât numai pe ele nu le vine să circule. Dragi pietoni, aveți grijă când alături trotuarului sau pe trotuar se regăsește o pistă pentru biciclete. Fiți puțin atenți ca să nu fiți acroșați. Unii bicicliști când văd pista merg cu o viteză relativ mare și poate nu sunt nici prevăzători și vă pot accidenta. De aceea fiți dumneavoastră prevăzători, pentru că locul dumneavoastră de deplasare este pe trotuar, în condițiile în care sunt delimitate pista de bicicliști cu trotuarul, și pentru a evita o mică ciocnire, nu vă deplasați pe pistele pentru bicicliști, cei care mergeți pe jos. Ce obligații avem dacă întâlnim un vehicul care semnalizează cu luminile speciale de avertizare de culoare albastră și semnalele sonore de culoare albastră? În niciun caz, în momentul în care vedem un vehicul care semnalizează cu lumini speciale, genul ăsta de răspuns, nicio obligație, nu va fi corect. Va fi ori oprire dacă semnalele sunt de culoare roșie, ori reducerea vitezei, situația prevăzută la litera C, în cazul în care luminile sunt de culoare albastră și, bineînțeles, și semnale sonore. Îmi testează răbdarea acest site, dar răbdarea mea este mare și încă o să-l mai suport, pentru că durează foarte puțin până începem un nou chestionar. Aceasta este condiția de bază. Să știți că atunci când veți considera că ați asimilat suficient de multe cunoștințe teoretice și sunteți pregătiți să susțineți examenul, trebuie să faceți des aceste simulări până când vă plictisiți rău de tot de ele sau nu le mai greșiți absolut deloc. Și nu uitați, dragi conducători auto, din când în când mai faceți și dumneavoastră câte un chestionar. Este bine să vă mențineți creierul activ, să vă reîmprospătați cunoștințele. Indicatorul semnifică, având în vedere că este culoarea galbenă, deja ne gândim la ceva temporar. Ce este cu galben e temporar. Reducerea numărului benzilor de circulație, îngustare temporară, deja văd cuvântul temporar într-un răspuns, terminarea benzii de circulație din stânga plății carosabile. B. Îngustare temporară a drumului. Care dintre cele două indicatoare obligă la schimbarea direcției de mers spre dreapta după depășirea locului în care este instalat? Ambele indicatoare sunt două indicatoare de obligare. Ne obligă să schimbăm direcția de mers spre dreapta. Indicatorul 2 ne obligă să schimbăm direcția de mers spre dreapta după ce trecem de acesta. Și asta suntem și întrebați. După depășirea locului în care este instalat. Indicatorul 2. Trebuie respectată semnificația. Mai sunt întrebat cum reușim să învățăm o garare cu spatele mai ușor. Trebuie respectată semnificația unui indicator instalat pe partea stângă a drumului.
orientat către conducătorii de vehicule care se apropie. A mai fost, da, de către toți cei care ne întâlnesc. Până să dau la următoarea întrebare, să răspund doamnei Gabriela, cum reușim să învățăm o garare cu spatele mai ușor? Am zâmbit sau am râs chiar când am citit această întrebare, că mi-am adus aminte de principalele probleme ale cursanților atunci când vine vorba de instruirea practică. Au două călcâi ale lui Ahile, să le numim așa, sensurile giratorii și manevrele speciale. Manevrele speciale însemnând de regulă parcările, că întoarcerea din trei mișcări, plecarea din apă, mersul cu spatele, să zicem, nici nu sunt atât de uzitate în examenul practic, dar sunt și mai ușor de efectuat de către cursanți. Însă au mitul acesta al declarării respins din cauza parcărilor și cum să învățăm garările cu spatele. În primul rând, atunci când învățăm manevrele speciale, fiecare instructor își învață cursanții să respecte anumite repere. O distanță ideală față de mașina lângă care urmează să gareze, ce să vadă, unde să vadă și tot așa cum să rotească cu volanul. În primul rând, în momentul în care efectuăm o manevră specială, teoretic, stăpânim și practic ar trebui să fie așa, stăpânim cât de cât comenzile mașinii. Și n-ar mai trebui să fie o manevră pe care să o gândim, adică cum să rotim de volan, în ce parte sunt roțile îndreptate. Ar trebui să știm că atunci când garăm pe partea dreaptă, rotim prima dată de volan spre dreapta. Întotdeauna există această regulă pentru cei care memorați aceste lucruri, să știți. Când veți fi puși să faceți o garare cu spatele, parcare laterală, pe dreapta, pe stânga, prima dată rotiți de volan pe partea sau în direcția unde primiți comanda să efectuați. O parcare pe dreapta, prima oară veți roti de volan spre dreapta și normal că mașina va merge în direcția în care trebuie. Dar în ceea ce privește manevra ideală, calea ideală pentru a învăța ușor o garare cu spatele, nu se învață deloc greu garele cu spate, dar trebuie să se învețe. Repet, prima dată reperele. În momentul în care primim comanda să efectuăm o garare cu spate în acel loc, deja să pregătim pe reducerea vitezei oprirea, astfel încât să încercăm să fim la distanța ideală față de mașina lângă care vom gara. Și tot așa, bineînțeles, în momentul în care prima oară ni s-a explicat o garare cu spatele, să ținem minte reperele. Când ajungem acasă, să avem caietelul nostru pregătit, în care spunem ce am făcut astăzi. Astăzi, printre altele, am făcut o manevră specială. Ce manevră specială? Gararea cu spatele. Ok. La ce distanță m-am aflat? La 1,5 metri. Ce am văzut în geamul din spate? Colțul din stânga lui, dacă era cu spatele, farul din dreapta, dacă era cu fața. Nu vreau să intru în detalii, că la fiecare mașină sunt niște mici detalii care diferă. Dar principiul în sine este același. Și atunci, când am ajuns frumos acasă în fața căiețelului meu, de ce să nu desenez o garare? Să îmi imaginez eu cum am făcut-o. Fac acolo cu creionul, la calculator, cum vezi voi. Și atunci, bineînțeles că exersând, data viitoare mai făcând una, peste două dăți tot așa, veți ajunge să învățați, să stăpâniți și să tratați cu lejeritate aceste manevre speciale. Ovidiu, fiți amabil, domnule instructor. În cazul tău, domnule fost instructor, dar am înțeles statutul. În cazul în care un fost elev de al dumneavoastră și concomitent, foarte bun prieten de al dumneavoastră, își serbează mâine ziua de naștere, la ce cadou să se aștepte de la dumneavoastră? În niciun caz la o mașină, Ovidiu. În cel mai fericit caz pentru tine, vei primi cadou o mașină de jucărie. Nu am voie să spun ce mașină deții tu, că în primul rând aș face reclama acelei, de fapt nu e mașină, ceea ce deții tu este autoturism, că mașină sunt de la alte mărci în sus. Și în al doilea rând, corespunzător statutului tău, nu îi se mai potrivește acel autoturism. Trebuie să-ți schimbi autoturismul. Bine, Ovidiu, în afară de felicitări, maxim o mașină de jucărie vei primi. Bun, să continuăm. Când deasupra fiecarei benzi de circulație se află în funcțiune câte un semafor, conducătorul trebuie să respecte semnificația semnalului luminos al semaforului instalat deasupra benzii din stânga, să respecte semnificația semnalului luminos al semaforului instalat pe trotuar, să respecte semnificația semnalului luminos instalat deasupra benzii pe care se află. Of, of, of. Copii, copii. Unde veți parca
vehiculul la întâlnirea acestui indicator. Să nu uităm că termenul de parcare nu îl întâlnim la orice imobilizare voluntară a unui vehicul pe drumul public. Parcarea înseamnă o staționare într-un spațiu special amenajat, adică orice mașină care staționează într-un spațiu special amenajat execută o manevră de parcare. Bineînțeles, ați văzut, locurile de la supermarketuri unde sunt marcaje, delimitări ale parcărilor, acel loc este ideal pentru a face o parcare. Observăm indicatorul care înseamnă parcare, o săgeată care ne indică locul în care trebuie să parcăm. Vă mulțumesc pentru explicație. Eu sper să reușești să înveți să garezi așa cum îți dorești, pentru că nu este greu. Repet, regula de bază atunci când facem ceva pe care îl considerăm complicat. Din start să nu ne gândim că acel lucru este complicat. Cu cât în mintea noastră orice lucru nou pe care îl întâlnim în ceea ce privește legislația rutieră, fie el că acel lucru este teoretic sau fie că acel lucru este practic, trebuie să fim conștienți că mai devreme sau mai târziu îl vom învăța. Cu cât suntem mai hotărâți și avem încredere în noi, cu atât vom fi mai buni și vom recepționa mai repede informația transmisă de către instructor, vom asimila cunoștințele necesare. Ai mă, merge mai calculatorile. Mai lene și calculatorul decât. Sau gândește mai greu calculatorul decât vreau eu să acționez. Din nou această întrebare, trecem peste ea. Este interzisă staționarea unui vehicul pe un drum public cu lățime mai mică de 6 metri? Este interzisă staționarea. Oprirea este permisă. Nu uitați că această întrebare sau această situație în care staționarea este interzisă este una din celelalte situații, din cele 5 situații de la staționare, în care staționarea este interzisă, dar oprirea este permisă. Și staționarea este interzisă în toate situațiile în care este interzisă oprirea. Bineînțeles că dacă nu avem voie să imobilizăm voluntar vehiculul maxim 5 minute, nu vom avea voie să-l imobilizăm nici mai mult de 5 minute. Dar totuși, sunt 5 situații în care ne este interzis să imobilizăm voluntar vehiculul mai mult de 5 minute, dar este permis să-l imobilizăm maxim 5 minute. Aceasta este una dintre acele situații. Nu avem voie să staționăm această situație, dar de oprit avem voie să oprim. Hai, calculatorul, hai, hai. Îți cânt ceva frumos. E bine că ne și simțim bine. Zâmbim aici pe acest grup. Conducătorilor de vehicule le este interzis. Super întrebare. Le este interzis teoretic și practic și nu respectă nimeni aceasta. Cel puțin la noi. Da. Observăm situații în care și cu mașina de școală suntem claxonați, înjurați, nu suntem în criză de alimente și totuși primim gratis diferite cărnuri. Dar ce să facem? Ne conformăm. Mergem mai departe. Of! Cred că și calculatorul a ajuns la concluzia că este mai bine să vorbesc eu decât să rezolvăm întrebări și tot îmi dă semne că ar trebui să vorbesc tot eu, dar totuși, să vedem, o fire timidă ar trebui să consulte un psiholog înaintea începerii cursurilor de care e teamă? Întrebare cu 1000 de răspunsuri aș putea să dau aici. O fire timidă poate fi o fire timidă în viața sa de zi cu zi și poate fi o șoferiță foarte hotărâtă. O fire timidă trebuie să, când se hotărăște să facă școala de șoferi, să se înscrie, să parcurgă succesiv etapele pe care trebuie să le parcurgă pentru a deveni șofer. Va susține și un examen psihologic
care este și un document de bază pentru înscrierea într-o școală de șoferi. Și nu neapărat ar trebui să meargă la un psiholog pentru a face școala de șofer, acea fire timidă, pentru că un instructor auto complet este în același timp, pe lângă un pedagog, un sociolog, este și un psiholog, da? Trebuie să înțeleagă starea omului, trebuie să folosească anumite principii pedagogice, da? Pentru a lua etapizat, pentru a diferenția învățarea și nu să vă introducă dintr-o dată în oceanul plin de rechine al traficului și să etapizeze pregătirea dumneavoastră. Și atunci să vă ajute să vă familiarizați ușor, ușor, ușor cu traficul și bineînțeles că veți reuși să controlați acea timiditate în momentul în care veți dobândi încredere că ceea ce faceți, o faceți în siguranță. Bineînțeles că suportul psihologic, repet, pedagogic, trebuie să-l primiți și de la instructor. Repet, sunt mulți instructori pe hârtie, îmi doresc să cred că se perfecționează în timp, nimeni nu s-a născut învățat, dar să nu uităm că această meserie nu implică doar poziționarea noastră în dreapta elevului și să biciuim caii puterea mașinii. Nu, implică multe, 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 multe lucruri despre psihologia umană, despre pedagogie și un instructor potrivit pentru dumneavoastră ar reuși, zic eu, să vă scape de acea timiditate. Chiar astăzi aveam o elevă care, atunci când era în situația de a trece mai aproape de anumite mașini, spunea că este frică să facă ceva. Și am spus, bun, dacă ți este frică, rămâi la troleibuz, stai acasă, pentru că frica, vorbesc asta în condițiile în care acea elevă avea foarte multe ore de conducere. Nu era început, că la început mai găsim această exprimare, mi este frică. Ce este frică la început? Da, până încep să controlezi mașina, să fii sigur pe tine. După aceea nu mai trebuie să-ți fie frică când conduci. Trebuie să fii sigur pe tine. Poți să ai anumite emoții în anumite situații mai complicate, dar frică nu trebuie să-ți fie. Pentru că frica nu te lasă să gândești. Tu când conduci mașina nu ești robot. Ai nevoie să gândești, ai nevoie să reacționezi. Și atâta timp cât îți va fi frică, nu vei reacționa cum trebuie. Și te vei autoaccidenta sau mai rău, vei accidenta și pe alții, poate chiar le vei asfalta calea spre viața veșnică. Și nu trebuie să se întâmple aceasta. De aceea, cu timiditatea, repet, se poate rezolva. Important este să aveți curajul dumneavoastră să înfruntați această timiditate, această temere și să găsiți persoana potrivită care să vă ajute să mergeți în aceeași direcție. Care este masa maximă autorizată tractabilă categoria B? Că te vrei să auzi răspunsul și la televizor sau de ce mi-adresezi această întrebare? Există mici probleme în a gestiona, să zicem, această situație cu masa maximă autorizată. Nu uitați, categoria B este definită de cod rutier în trei liniuțe acolo. Cu masa, autovehiculul cu masa maximă autorizată de 3500 de kg, având nu mai mult de 8 locuri pe scane, plus conducătorul auto. Ansamblul care nu depășește, care remorca depășește 750, dar ansamblul nu depășește 3500 și acolo este vorba de acel B extins, care trebuie făcut într-o școală care face cursuri și pentru categoria BE, este acea adeverință de B extins, prevăzut de un ordin al ministrului, și autovehicul care nu depășește, ansamblul nu depășește 4250 și remorca nu depășește 750 de kg. Ți-aș fi zis și pe articol, dar nu mai știu sigur, e că articol 23, dacă nu mă înșel, dar așa este. Dar ție o să-ți trimit un screenshot făcut special pentru dublarea acestei întrebări. Ai vrut să fie oficial răspunsul, în cazul în care am greșit să amintești, nu? Ai avut-o, metodele tale. Bun, n-are rost să mai intru pe chestionar, pentru că mai sunt 30 de secunde și va trebui să încheiem. Văd că v-ați uitat. Vă mulțumim și sunt sigur că emisiunea este utilă pentru toată lumea, atât pentru mine cât și pentru dumneavoastră. Încerc să o fac cât mai utilă, să tratăm cât mai pragmatic lucrurile, să nu ne ducem prea mult în teorie, să ne raportăm și la ce se întâmplă în jurul nostru, întrucât de cele mai multe ori teoria este teorie, practica este practică. Noi trebuie să găsim mixul perfect pentru a nu încălca nici ceea ce prevede teoria, dar nici să o respectăm habotnic, întrucât aia însemna să ne izolăm pe toată lumea și să ne ducem în extrema cealaltă.
dar nici să depășim limitele bunului simț, astfel încât să ieșim în evidență cu un comportament agresiv, era să zic nesportiv, dar și așa se poate spune, și un comportament nesportiv, nepotrivit pentru traficul din România și de peste tot în lume. Nu uitați, mai multe lucruri importante pe care noi le neglijăm și eu le neglijez, din păcate, tot îmi propun să fac acest lucru. Centura de siguranță, atât pentru noi cât și pentru pasageri. Nu uitați că dacă spuneți pasagerilor sau cel puțin celor care ocupă locurile din spate să poată centura, o faceți pentru siguranța dumneavoastră, șoferilor. Da? Dacă faceți un accident frontal, cel din spate este lovește scaunul din față, airbag-ul pentru dumneavoastră nu va acționa la fel, vă veți lovi de volan și, Doamne ferește, veți suferi leziuni incompatibile cu viața. Sau, Doamne ferește, vă răsturnați, poate fi acel efect de mașină de spălat, vă dați cap în cap și muriți cu toții. Nu uitați, centura de siguranță, pe lângă faptul că este prevăzută ca sancțiune nepurtarea acesteia, face mai mult bine decât rău. Din nefericire nu pot să vă pun clipuri care durează mai mult de 30 de secunde. Într-un fel, bine, poate că nu vă pot pune, că unii dintre voi v-ați speria, dar totul e bine până e rău, dacă ar fi să ne gândim și la niște fotbaliști care mai fac afirmații de genul acesta. Este suficient ca odată în viață să se întâmple viața cuiva, să se întâmple un eveniment de genul și acolo să fie o dramă pentru toată familia. Deci am jucat peste, mă testați cu timpul și cu aceste mesaje. Cred că putem să încheiem liniștiți. Vă mulțumesc din nou pentru atenție. De fiecare dată să știți că după fiecare emisiune mă și gândesc la ce să discut în emisiunea anterioară, că așa, sincer, este simplu pentru mine să rezolv un chestionar, dar vreau să vin și cu lucruri în plus, pe lângă explicațiile aferente întrebărilor pe care le regăsim în chestionar. Și promit că de fiecare dată când voi întâlni spețe utile pentru voi, o să le tratăm ca atare. Și chiar pe viitor îmi doresc să mai dobândesc niște mijloace tehnice și să filmez niște intersecții mai greoaie, să le explicăm, să ne uităm cu toți colegii și să venim cu propuneri pentru a ușura traficul din Timișoara. Vă mulțumesc încă o dată, weekend plăcut și numai bine tuturor!